Arhimandritul Gherontie Ciupe a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Votul pentru desemnarea noului ierarh a avut loc astăzi în timpul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După discutarea temelor de pe ordinea de zi în comisiile sinodale, membrii Sfântului Sinod s-au reunit în plen și au ales noul arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Arhimandritul Gherontie Ciupe, actualul vicar eparhial, a primit 47 de voturi. Referitor la prima temă de pe ordinea de zi a ședinței sinodale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a afirmat necesitatea alegerii unui arhiereu vicar la Deva. Este o zonă aceasta a Devei și Hunedoarei care are mare nevoie de păstori și de lucrare pastorală și misionară, deoarece există și foarte mult prozelitism heterodox în zonă. Și deci trebuie, așa cum a spus Preasfințitul Părinte Andrei, nevoie de lucrare arhierească mai intensă. După încheierea votului, arhimandritul Gherontie Ciupe, desemnat arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a mulțumit membrilor Sfântului Sinod pentru încrederea acordată. Se cuvine mai întâi de toate să dau slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Această încredere este meritul Preasfințitului Părintelui nostru Gurie. El s-a jertfit, el a fost harnic și el ne-a dat și nouă valoare prin hărnicia lui. Mulțumesc Preafericirii voastre pentru grija pe care ne-o purtați mie personal și eparhiei noastre. Mulțumesc înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu și Preasfințitului Părintelui nostru Nestor, urmașul vrednic și harnic al Preasfințitului Gurie. Mare este responsabilitatea pe care am primit-o astăzi, de aceea nu știu ce să spun altceva decât să mă pomeniți în rugăciunile dumneavoastră, ca să pot împlini voia lui Dumnezeu și să fiu de ajutor Preasfințitului Nestor. Arhimandritul Gherontie Ciupe a fost uns în monahism în anul 1990, a fost hirotonit ieromonah în anul 1992, iar în anul 2000 a fost hirotesit arhimandrit. În perioada 2010-2018, a îndeplinit funcția de vicar eparhial. Din 2018 până în 2021 a fost consilier eparhial, iar din 2021 până în prezent a îndeplinit funcția de vicar eparhial al Episcopiei Devei și Hunedoarei.